Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea un gând pe care persoana voastră îl are despre voi și totuși nu vi l-am mai spus. Vom avea trei variante. Varianta 1 va fi acest ametist. Varianta 2 va fi pendulul de cuarț fumuriu. Și varianta numărul 3 va fi pendulul de cuarț roz. Eu voi începe cu varianta numărul 1, după care voi trece la celelalte două. Voi începe cu energia persoanei. Energia persoanei voastre este aceea de abundență materială. Persoana voastră îmi pare să fie destul de stabilă din punct de vedere material. Este o persoană creativă, o persoană căreia îi vin idei să facă bani din lucruri un pic mai atipice. Este genul de persoană care reușește să vândă concepte, reușește să vândă idei. Este genul de persoană care reușește foarte ușor să atragă persoane pentru a investi în ideile sale și este genul de persoană care întotdeauna va avea o mare ușurință să facă bani din asta. Sincer, cred că o parte din banii acestei persoane vin și din muncă brută, dar nu sunt cantități semnificative sau dacă această persoană în acest moment se bazează pe forța brută pentru a câștiga un venit, va avea foarte mare succes doar atunci când se va folosi de vânzarea propriilor idei și propriilor concepte pe care această persoană le creează. Este o persoană care nu este menită forței fizice. E o persoană care, efectiv, oricât ar încerca să avanseze, să se străduiască, să reușească ceva prin forță fizică, nu are ce să reușească, reușește doar în momentul în care își folosește ideile. Persoana are tendința să fie un pic invidioasă de realizările altora, pentru că această persoană de foarte multe ori a fost cumva făcută să creadă că nu este suficient ceea ce deține această persoană în materie de calități. De asemenea, această persoană întotdeauna avea senzația că persoanele din jur întotdeauna nu contează la ce sunt mai bune decât el sau ea. Această persoană nu prea reușește să-și vadă propriile calități la adevărata valoare și nu prea reușește să aibă evaluarea de sine și a propriilor calități, așa cum ar trebui. Deci este un pic dificil pentru această persoană. Desigur, această persoană de multe ori încearcă să fie acolo pentru alte persoane, încearcă să se bucure pentru succesele lor, dar este pur și simplu faptul că această persoană nu își recunoaște valoarea, faptul care o face să fie invidioasă chiar și pe persoanele apropiate. Este o persoană care vrea să se organizeze, vrea să plănuiască, vrea să aștepte, dar sincer nu cred că reușește. Succesul acestei persoane când va veni, sau dacă a venit deja, a venit totodată. Dacă va veni, va veni totodată. Nu este ca și cum este neapărat un progres. Este ori este destinată succesului o activitate, ori nu. Se știe de la bun început, persoana poate simți chestia asta, chiar dacă recunoaște acest tip de intuiție sau nu. Este o persoană care simte când o idee este bună și va aduce bunăstare sau este doar un concept destul de gol pe care nu poate să se bazeze, doar că nu întotdeauna vrea să recunoască acest lucru și nu e vorba de a recunoaște alte persoane, este pur și simplu de a-și recunoaște proprii sale ființe, ceea ce simte și acolo este o mare, mare problemă. Ok, deci dacă voi v-ați recunoscut aici persoana, putem trece mai departe. De asemenea, această persoană poate să se îmbrace destul de simplu, indiferent de situația sa materială de acum. Și o persoană care îmi pare să aibă păr castaniu deschis. Bun. Trec la ale noastre. Țineți cont că e o etalare generală, deci dacă nu v-ați recunoscut persoana în descriere, s-ar putea să nu fie ea. La partea cu părul, nu toată lumea va avea. Nu toată lumea va rezona, dar legat de restul descrierii, iar cam trebuie.
Sincer, această persoană nu îmi pare să fie nouă în viața voastră, această persoană, sincer, da, într-adevăr, este un fel de conexiune, voi vă știți de mai mult timp, v-ați văzut de mai mult timp, este posibil ca pur și simplu circumstanțele să fi făcut, ca voi să fi fost întotdeauna de la distanță, dar această persoană va admirat destul de mult ce aș putea să spun despre această persoană este faptul că voi îi amintiți de anumite vremuri din viața sa care erau foarte bune și pe care le-a trăit alături de persoana. Sincer, această persoană în multe cazuri se simte atrasă de voi pentru că voi îi amintiți de alte oportunități frumoase pe care această persoană le-a ratat în viața sa, dar nu vrea să vă spun asta. Și această persoană are senzația că dacă reușește să îndrepte lucrurile cu voi, este ca și cum ar fi, ar lua viața de la capăt, s-ar simți iarăși puternic, s-ar simți iarăși în forță, s-ar simți iarăși că are tot timpul și toată bunăvoința din lume, în sensul în care efectiv ca și cum această persoană are încredere că dacă ar putea să fie cu voi într-o relație stabilă, totul este posibil și totul mai devreme sau mai târziu se va rezolva. Este ca și cum voi dați foarte multă speranță acestei persoane, îi dați foarte multă încredere în sine și voi i-ați arătat acestei persoane că poate să aibă încredere în forțele proprii și că este în stare de multe dacă vrea. Este ca și cum voi ușor, ușor îi dați acestei persoane niște perspective pe care nu le-a avut de foarte mult timp pe unele, iar pe celelalte niciodată. Este ca și cum voi îi dați din nou acea speranță pe care această persoană a avut atunci când a fost tânăr sau tânără sau copil, în funcție de vârsta pe care o are persoana voastră acum, dar este ca și cum această persoană efectiv începe să aibă din nou încredere în univers, în lume și în cum pot decurge lucrurile și în faptul că se poate mai bine. Acest lucru nu este neapărat ceva atât de obișnuit pentru această persoană, mai ales în viața de zi cu zi, pentru că această persoană are de-a face cu o persoană de sex feminin în viața sa care este destul de dură și are tendința de a-i distruge toate visele, tot orice iluzie, orice gând, orice idee pe care o are această persoană doar pentru a se simți un pic mai bine și pentru a manifesta ceva mai bine în viața sa, această persoană, această femeie o distruge pur și simplu. De aceea, persoana voastră de foarte multe ori se simte neputincios pentru că efectiv această persoană de foarte multe ori i-a criticat orice vis, orice speranță, orice dorința sa de a face ceva și efectiv până la urmă această persoană a ajuns obosită să mai spere, obosită să mai creadă și să-i fie distruse efectiv toate speranțele. Iar voi aici sunteți ca o gură de aer proaspăt pentru această persoană. Iar acest lucru această persoană nu vrea să vă spună pentru că se teme că și voi veți folosi asta în potriva sa. Nu este o persoană cu intenții rele, uneori poate să aibă tendința să fie cu voi un pic cu o dorință mai mare de a avea controlul. Nu cred că reușește în toate cazurile, da, dar este o persoană care vrea să dețină controlul tocmai pentru că se teme să nu vă pierdă, deși uneori această persoană vi se pare că face lucruri din adins ca să vă îndepărteze. Dar nu e așa, efectiv, uneori această persoană se simte contrariată de senzațiile interne pe care le are și ideile contradictorii pe care le are. Este o luptă în mintea acestei persoane pentru a reuși să mai creadă în ceva ce poate să fie bine și în ceva ce poate fi pozitiv. De aceea, uneori cu voi se comportă ciudat. Pentru că voi dați această speranță și apoi vine altcineva și o dărâmă și apoi această persoană se simte iarăși confuză. Să vedem un sfat din partea cărților în legătură cu această situație, să vedem dacă ne dă carte potrivită. Este bine ca voi să conștientizați că voi sunteți casa și nu neapărat în legătură de spațiu. Nu, este vorba de sentimentul pe care această persoană îl are cu voi. Când este cu voi, această persoană se simte liniștită, se simte într-adevăr acasă, se simte iubită și se simte ca și cum totul e ok, indiferent de ce se întâmplă în rest, atâta timp cât este cu voi, este ok. Asta e tot ce își dorește persoana, asta este tot ceea ce vrea să facă, dar probabil nu știe exact cum să facă să obțină acest sentiment. Mai des, cred că voi îi oferiți acestei persoane un sentiment de siguranță și această persoană se teme destul de mult să nu pierdă acest sentiment, să nu vă pierdă pe voi. E acea încredere pe care o are un copil atunci când este în preajma părinților săi, cam așa se simte în jurul vostru. Deci, da, persoana nu vrea să vă zică pentru că se teme că
și voi să nu folosiți asta împotriva sa. Bun. Să vedem pentru varianta numărul 2. Cu cuarțul fumuriu. Energia persoanei voastre. Aveți de-a face cu o persoană foarte comunicativă, o persoană care întotdeauna spune când ceva o deranjează și o persoană destul de schimbătoare. Este o persoană care reușește să manifeste foarte ușor ceea ce își dorește în realitate și este o persoană care reușește să se miște destul de rapid în general în viața sa. Este o persoană, încă o dată, comunică extrem de mult, extrem, extrem de mult. Persoana asta, dacă vreți să o faceți să se simtă mizerabil, trebuie să o puneți să tacă 5 minute și se simte groaznic după. Pentru că are foarte multe de exprimat, are foarte multe de spus, are foarte multe de împărtășit cu oamenii din jurul său. Această persoană poate să aibă vise profetice sau intuiții foarte puternice. Această persoană poate să vadă esența fiecărei persoane în parte și, sincer, aici cred că persoana voastră simte o conexiune foarte, foarte, foarte puternică cu voi. Nu cred că este un secret, cred că v-a spus, dar totodată cred că v-a zis cu jumătate de gură sau jumătate de măsură, cum vreți voi să-i spuneți. Această persoană vrea să comunice despre această conexiune dintre voi, dar totuși nu știe cum ați percepe voi și cât ați simți, cât este de reală sau cât ați visat doar la această conexiune. Persoana nu e sigură că și voi sunteți la fel de intuitivi ca aceasta și atunci această persoană are oarecare reținere în momentul în care începe să discute despre asta. Este ca și cum începe să spună și după lasă în mijlocul propoziției. Pentru că pur și simplu această persoană simte, știe ce simte, conștientizează ceea ce se întâmplă și legătura spirituală dintre voi, dar nu are încredere că și voi o simțiți la fel cum simte și el sau ea. Sincer, aici cred că această persoană are temeri de abandon, dar temeri de abandon ce au fost provocate în copilărie. Această persoană nu a avut o copilărie atât de plăcută. Faptul care a făcut această persoană să fie dornică să vadă alte perspective și a făcut această persoană să fie mult mai deschisă către sfera intuitivă, sfera ocultă, ezoterică, chiar dacă a încercat să o nege de destul de mult timp. În cele din urmă, cred că această persoană și-a regăsit această stare, această atracție, această dorință de a înțelege mai multe prin intermediul visărilor în viața de zi cu zi, visărilor nu vis în sensul de trebuie să dorm ca să visez, ci în sensul în care avem această stare de vis cu ochii deschiși, exact așa are și această persoană, pentru că are chakra celui de-al treilea ochi extrem, extrem, extrem de activă. Această persoană este ușor de impresionat de alte persoane pentru că reușește să vadă întotdeauna partea bună din fiecare. Și totodată această persoană cred că s-a tot mutat, a tot schimbat locuri și cred că această persoană se pregătește destul de curând de o mutare foarte importantă în viața sa, indiferent că se știe despre acest lucru sau se va afla destul de curând. Trebuie să știți că această persoană are intenția de a pleca din locul din care este acum. Și nu mă refer numai la casă, mă refer efectiv mutare în alt județ sau chiar în altă țară. Ce aș putea să zic aici este că va fi o mutare un pic dificilă pentru această persoană, pentru că îi va fi dificil să se adapteze în nou loc, dar este nevoie pentru evoluția sa. Gândul său referitor la voi este faptul că pur și simplu această persoană nu ar vrea să vă dea drumul, nu ar vrea să se îndepărteze de voi, nu ar vrea să plece de lângă voi, dar vede acest lucru ca fiind un pas necesar pentru evoluția sa proprie. Sincer, nu este ca și cum această persoană nu are sentimente pentru voi, pentru că din contră are, dar conștientizează că este numai o fază temporară a acestei relații. Este numai ceva ce trebuia să se întâmple într-un termen prestabilit de timp. Persoana asta
simte conexiunea cu voi, știe că are niște lecții de învățat cu voi, simte o conexiune foarte puternică cu voi, exact așa cum am zis, dar de asemenea știe că această relație nu poate dura toată viața, este conștientă că trebuie să treacă de această fază și că în cele din urmă trebuie să lase această relație în urmă și nu-i place deloc această schimbare, o face tristă pe această persoană faptul că va trebui să se îndepărteze de această conexiune, dar este nevoită să se adapteze cu realitatea și să treacă mai departe. Deci este o persoană care conștientizează că în contractul sufletului său nu poate fi alături de voi, chiar dacă simte această conexiune. Și asta îi face lucrurile să fie foarte dificile. Dar de foarte multe ori această persoană se visează ca și cum ar putea să îmbătrânească cu voi, ca și cum ar putea să fie cu voi, ca și cum ar putea să se căsătorească cu voi, doar că de foarte multe ori, de fiecare dată când această persoană se pierde un pic în aceste vise frumoase, se întâmplă ceva și există fie un conflict foarte puternic, fie pierdere de bani, fie orice de natura asta, care fac această persoană să își dea seama că ok, nu, știu că nu e asta direcția mea, dar măcar lăsați-mă să visez ceva, de genul e această persoană. Dar da, persoana conștientizează că este nevoie să se îndepărteze de voi. Cel puțin temporar. Pentru majoritatea dintre voi aici nu cred că se ajunge la o relație pe viață cu această persoană, este pur și simplu ceva temporar. De fapt, două secunde, că mai avem și cartea de spat și pe aia uitasem să o iau. Ai încredere în magie. Da, deci practic vi se cere să aveți încredere în magia universului, să aveți încredere în ceea ce urmează să se întâmple, chiar dacă nu o să fie plăcut, chiar dacă este un pic forțată această separare. Este nevoie să se întâmple pentru evoluția amândurora și pentru ca fiecare să găsească persoane mai compatibile cu care să fie pe viitor. Chiar dacă între voi conexiunea spirituală este foarte puternică, asta nu înseamnă că întotdeauna și compatibilitatea pentru o relație de durată foarte lungă este la cote maxime, pentru că de foarte multe ori se întâmplă să nu fie neapărat așa. Deci, acesta este doar un caz în care conexiunea este foarte puternică, persoana simte, dar voi reprezentați lecții unul în viața celuilalt și cam atât. Bun. Pentru varianta 3, să vedem ce se întâmplă. Persoana voastră. Aici persoana voastră îmi pare să aibă o conexiune foarte stabilă în acest moment, indiferent că este cu voi sau nu, dar se simte destul de singură și se simte destul de pierdută, se simte destul de dezamăgită de cum au evoluat lucrurile și, sincer, sentimentele sale sunt intacte pentru persoana cu care este în acest moment, indiferent că este vorba de voi sau de o altă persoană. Aș vrea să zic că persoana este îndrăgostită de persoana cu care este, doar că nu se simte în largul său și această conexiune nu neapărat este la cote maxime. Aici este nevoie de un pic de ajutor din exterior pentru a face lucrurile să meargă. Aici ar fi bine un terapeut de cuplu. De asemenea, este nevoie de mai multă gratitudine de partea amândurora. Este o situație un pic dificilă pe care acest cuplu trebuie să o treacă, dar va fi nevoie să o treacă, indiferent că le place sau nu. Nu cred că această relație, indiferent că este cu voi sau cu altcineva, se va destrăma foarte curând. Deci, dacă nu este cu voi, trebuie să știți că dacă voi sperați că această persoană să plece de lângă persoana cu care ești și să vină către voi, nu se va întâmpla. Dacă știți că este cu voi, atunci trebuie să știți că relația voastră nu se va destrăma foarte curând. Dar să vedem gândul pe care nu vi l-a mai spus această persoană. Este efectiv că această persoană se simte blocată, simte conexiunea dintre voi, are sentimente puternice, simte pasiune foarte mare pentru voi, se simte câștigat cu voi, ca și cum a reușit, dar câteodată
toată această intensitate, toată această iubire și toate aceste lucruri se simt destul de dificil, mai ales în momentele în care intervine realitatea. De asemenea, aici consider că această persoană vrea să aibă realizări foarte importante legate de locul de muncă. Fapt ce face această persoană ca de multe ori să se orienteze mai mult pe locul de muncă decât pe relații și asta vă duce la destul de multe probleme în relație, indiferent că sunteți voi sau nu, persoana cu care această persoană este în acest moment, gândul său, deși sincer aici pentru majoritatea dintre voi, cred că sunteți cu această persoană și în acest caz, sincer, persoana ține foarte mult la voi, persoana se simte foarte atrasă de voi, este foarte pasională, dar totodată această persoană consideră că are de dus toate greutățile pe care trebuie să le ducă pentru a face această relație să meargă de una singură și asta face această persoană să se închide în ea de foarte multe ori și să se simtă un pic rănită și dezamăgită și uneori se simte neobservat de voi. Este ca și cum această persoană încearcă să vă preia foarte multă atenție, dar uneori voi vă prefaceți că efectiv nu vedeți persoana dacă sunteți cu ea, iar dacă nu sunteți cu ea, efectiv această persoană simte că ar fi mult mai ușor ca lucrurile să se desfășoare cu voi, dar totuși această persoană preferă ceva mai stabil. Este ca și cum dacă voi nu sunteți cu această persoană crede că situația cu voi este destul de stagnantă și da, poate fi interesantă, dar nu este ceea ce caută pentru o relație de termen foarte lung. De asta aici depinde foarte mult dacă sunteți voi sau nu cu acea persoană în acel moment. De asta sunt rezultate un pic diferite. Să vedem un sfat în legătură cu această relație, această situație, pardon. Voi trebuie să vă știți valoarea. Indiferent că sunteți sau nu cu această persoană, voi trebuie să vă știți valoarea și trebuie să vă comportați ca atare, în sensul în care nu are sens ca voi să rămâneți ancorați într-o situație în care știți că persoana e fericită cu altcineva, dacă sunteți dacă persoana voastră este cu altcineva, iar dacă voi sunteți cu acea persoană, voi trebuie să știți să vă puneți pe primul loc și totodată să îi arătați celelalte persoane cum să facă în așa fel încât lucrurile să decurgă un pic mai ușor, cum să vă sară în ajutor, cum să vă fie alături și cum să facă în așa fel încât distanța dintre voi să nu mai fie atât de mare chiar dacă sunteți împreună. Încă o dată, sentimente văd că sunt, dacă sunteți împreună, pasiune văd că este, doar că este o chestie de cum gestionați voi anumite situații din viața de zi cu zi și lucrul ăsta vă cam dă un pic peste cap, dar nu este nimic care să distrugă lucrurile între voi. Trebuie doar ca voi să reușiți să tratați lucrurile de acum și să nu le lăsați câțiva ani, pentru că e clar, dacă stați în situația asta câțiva ani, nu puteți aștepta ca această persoană să rămână lângă voi pentru totdeauna. Dar dacă le rezolvați de acum, atunci da, există această posibilitate. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!